Da. Seara. Spunând zilele trecute și anume că bazându-vă pe experiența dumneavoastră și pe observații empirice, ați făcut o apreciere în legătură cu momentul la care ne aflăm acum în această pandemie și vorbeați chiar despre o posibilă proporție. O treime dintre români s-ar fi imunizat deja? Ar fi putut să aibă infecția. Este o mare problemă. Este o mare... Noi vă auzim, să știți, vă auzim foarte bine. Este o mare problemă pentru că noi nu putem să ne bazăm pe niciun fel de date. Toată lumea raportează diferit. OMS-ul, în loc să se ocupe de introdus carantină, ar trebui să pună standarde de raportare. Și în aceste condiții comparăm mere, prune, pere și așa mai departe. Sunt două chestiuni care aș vrea să le subliniez. Una, cele două metode. Metoda care au ales-o Suedia, Elveția, Olanda și parțial Cehia, care au lăsat sau axat pe persoanele vulnerabile, adică pe cei care au comorbidități. Bineînțeles, persoanele în vârstă sunt cei mai Sigur. Mulți de aici. Și ceilalți care au introdus o carantină după modelul chinezesc recomandată de OMS. Și am în față niște date care arată că, de fapt, în acest moment, când vorbim, dacă raportăm la milionul de locuitori, Olanda, Elveția, Suedia și Cehia stau mult mai bine, mult, mult mai bine decât celelalte țări. Cu alte cuvinte, izolarea socială excesivă și carantina nu au efect, distanțarea socială și măsurile de igienă care trebuie să fie luate au un alt mai mare